În contextul dezvoltării procedurilor minim invazive în toate domeniile, chirurgie generală, neurochirurgie, artroscopia este partea ortopezilor din chirurgia minim invazivă, chirurgia pe gaura cheii, care nu înseamnă neapărat intervenții minime, înăuntru intervenția poate fi oricât de extinsă dorește chirurgul, pe din afară sunt câteva mici incizii și asta oarecum ajută și recuperarea, ne putem mișca cu camera în diverse poziții, putem vedea mult mai multe uneori decât în chirurgia deschisă și putem rezolva leziuni mult mai detaliate. Trebuie să vă imaginați nivelul de detaliu, se ajunge dintr-o cameră video tipică de artroscop de 4,75 mm diametru cu teacă, deci cam cât un pix. Noi vedem leziunile mărite pe un ecran Full HD, în ultima vreme s-a ajuns la 4K, deci nivelul de detaliu este extraordinar. Și asta permite rezolvarea unor leziuni mult mai multă finețe și mult mai multă acuratețe decât în chirurgia deschisă. În patologia umărului putem aborda toate tipurile de diagnostic, de la simple calcifieri de coafă de rotatori până la instabilități sau rupturi complexe de tendoane de coafă de rotatori. Uneori chiar fracturi, anumite fracturi pot să aibă o soluție chirurgicală, mai ales cele cu impact intraarticular. Zona umărului în România a fost o articulație mai neglijată, s-a pus foarte mult accent pe patologia, în special pe patologia degenerativă a șoldului și genunchiului, proteze, pe principiu că piciorul ne trebuie să mergem, mâinile nu ne trebuie atât de mult și lasă că dacă ne doare mai luăm o pastilă și din cauza asta a fost și este în continuare de multe ori o conlucrare medic-pacient, pacientul nu prea vrea el să se opereze, medicul nu prea e interesat el să opereze și poate că nici nu prea știe și rezultatul este că foarte mulți pacienți ajung cu probleme severe de umăr, cu disfuncții severe. Nu mai este tolerat din punct de vedere al calității vieții într-o societate civilizată. La noi pacientul, în special după o anumită vârstă, e judecat un pic exclus din sistem. Îl doare, lasă, e normal, e bătrân. Nu e normal. A fost la un curs de proteze de umăr la Paris și lectorii erau majoritatea francezi, unul dintre ei britanic, și își prezentau cazurile de proteză de umăr. Și primul caz, de-abia se mișca, dureri foarte mari, după operație mobilitate chiar surprinzător de bună, dureri reduse, ideea era operația a avut loc acum 2 ani, între timp pacientul nu mai există. Al doilea caz, așa, cam aceeași problemă, operația a avut loc acum 1 an jumate, între timp pacientul nu mai există. Mai erau niște colegi polonezi, au spus, ok, dar de ce nu l-ai mai operat atunci? Da, dar omul ăla cât a mai trăit, că mai trăit 2 ani, nu poți să știi, că-ți mai trăiește 10 ani. A avut o altă calitate a vieții, cu totul alta. Managementul durerii e destul de complex. În general, multe dintre intervenții se pot realiza și cu pacientul în ambulator. Vine dimineața, este operat, după amiază pleacă acasă. Asta însă pune niște probleme de control al durerii și atunci avem anesteziști specializați, tehnici moderne de anestezie locoregională, catetere cu anestezic și un control mult mai bun al durerii care ne permite o recuperare mult mai ușoară. Practic, durerea are un efect psihogen. Pacientul în momentul în care are dureri foarte mari se sperie, intervine frica și după aia când trebuie să își recupereze articulația operată, la cea mai mică durere el proiectează durerea care o să urmeze. Începe să mă doară, sigur o să mă doară tare, deci nu mai mișc. Și atunci e bine ca niciodată să nu ajungă la acea durere maximă, la paroxismul dureros.
Și asta facem noi, controlul foarte bun al durerii. Practic, în chirurgia umărului lucrăm cu blocuri și cu anestezie generală simultan și blocul ne permite controlul foarte bun al durerii după operație. Și după operație mergem și arătăm pacientului, uite, umărul tău nu se mișca înainte, uite, sub anestezie umărul tău se mișcă, uite, gradul de mobilitate pe care îl ai. După ce o să-și treacă efectul blocul, trebuie să ajungi la același nivel. Și pacientul astfel capătă încredere, vede că mâna lui fizic se poate mișca, se duce și își urmează programul de recuperare și ajunge la rezultatul bun dorit.